Yo, suntem pe channel-ul 2 în Recorder. Păi și ce fac? Apar poze peste? Ok, am înțeles. În episodul de astăzi, hei, mă auziți? Vorbesc din cer. În episodul de astăzi, episodul cu numărul 116, ce o să aflați? O să aflați despre cum nu avem rafturi. Am vorbit despre mâncare, despre chirii, despre rafturi. După care am mai vorbit despre Instagram. N-am vorbit despre căția în celălalt născut. S-a mai vorbit între timp ceva foarte scurt înainte să mai cerem o dată rafturi. Și totul s-a terminat fulminant și cum mai doriți voi. Nu s-a terminat așa, nu? Stay tuned! Păi eu sunt. Mamă, ce-și priza ceva, frate. Bun, gata. Deci podcastul cu numărul 116. Foarte profi că te gândești la numărul lui. Te-ai uitat mai devreme ca să vezi ce număr e și nu ții minte de tura trecută că era 115. Nu te cred. A zis Mirica și ne uimi pe toți. Nu mai ții minte că a fost a beautiful mind. Nu, efectiv nu mai ții minte. Susținut de Aquafina, apă pentru bebeluși. Și Aquasmart, smart water. Așa pe un pentru oameni cu pretenții. Aqua pentru că mă respect. Bun. Dar deci, poate fi anunțul tău. Asta a fost plasarea de produse. Noi am bea orice. Dacă ne dai niște bani, bem orice. Apa aia este cel mai trist lucru care s-a întâmplat vreodată lumii. De ce? Doamne, cât de deloc nu sunt de acord cu ea. Eu înțeleg că toată apa îmbuteliată, bla bla, același lucru, whatever. Bă, dar apa asta e de la Coca-Cola. E de la Coca-Cola? Da. Nu se-ar plăcea banii de la Coca-Cola? Sau care este nu, dar mi se pare puțin exagerat Coca-Cola, care și așa știm cu toții. Câți oameni a băgat în groapă, că acum fac și apă. Jesus Christ. Apă din aia bună. Scrie pe Coca-Cola, HBC România, așa ceva. Asta zic. Probabil că Coca-Cola e distribuitorul sau whatever cum se face, dar totuși. Și în interior scrie smart because it's made this way. Ce face și aia, da, apă inteligentă? Era smartphone-urilor, s-au gândit să facă și smart water. Izvorul ăla de apă captat Christ. De Coca-Cola, din munții Coca-Cola în județul Maramureș. Însuși Moș Crăciun stă și stoarce la apa asta. Dar ce face cu Coca-Cola? Ia apă și o bagă în plastic și gata, asta e contribuția lor? Nu știu. Asta cred că face toată lumea care face apă, care vinde apă. Nu au unii un izvor și bă, ăsta e izvor. Cum e la Borsec? Mă gândesc că e luată de la Borsec. Apa, aia e de la Borsec. Dar știi că Borsec e. Dorna nu e apă românească? What? Apa pe care o bei din sticla de Dorna nu e de la Vatra Dornei? Nu. Dorna e nemțească, dacă nu mă înșel. Nu, mă. Bă, da, vezi? Știu foarte multe despre apă, de-aia am ales Aqua. Asta de unde e extrasă? Nu, știam și eu astea două informații și le-am aruncat aici. Da. Și da, probabil nu sunt adevărate, dar nu o să stați să verificați. Da, mă, ai văzut că aia cu cola e. De aici vă luați dar informațiile. Dar și aia cu Dorna, nu, e din munții Pădurea Neagră Dorna. Nu știu de unde e. Știu, cred că e din Germania, Dorna. Dar asta e, ca idee, în cazul în care credeți că susțineți un producător local, e bine, nu. Tot la nemți merg banii, la fel ca lemnele. Da, mă, și la fel ca evrei, dacă mă întreb. Și apropo de lemne, noi căutăm, vrem să ne decorăm aici studio, să facem frumos, ce, numai Joe Rogan, poate putem și noi. Aveți cumva niște rafturi? Bă, dar e urât ăla, e urât al lui Joe Rogan, ăla nou. Este cel mai urât studio din lume. E hidos, coaie. E pentru prima dată, în general nu mă interesează decorul la Joe Rogan, că sunt captivat de podcast, dar efectiv nu pot să mă uit, că mă enervez. E bunkerul ăla. Și e prea mult roșu. Și dă o stare nasoală, parcă da. E agresiv, așa. Da. Da. Parcă te aperi de apocalipsă și cauți informații de conspirație. Da, exact, e conspirație, teoria conspirației. Știți asta. Cum trebuia să începem podcastul ăsta? Să zicem niște oameni în formulă completă. Că mi se pare că deja săptămâna trecută am fost 4, acum am rămas 3. Adevărat. Și tot așa. Angela, Hunger Games. Om în două și Mirica săptămâni. Nu a ieșit pentru că a vrut. Mirica a ieșit pentru că l-am scos noi. Meme cu asta. Bravo. Simt că pleacă acum toate femeile de la podcast. Toate sunt femeile foarte surprins că, apropo de meme, că pe grup n-a apărut aia clasică cu BMW-ul, știi? Nu cu BMW-ul, cu două mașini pe autostradă și una face stânga. Cu era, Paul Walker? Da, exact. Era acolo cu Paul Walker, da. Era acolo, ce ați făcut? A, da, și aia cu numele tău de azi, îl voi uita de pe grupul de Facebook, da. A fost extraordinar. Matei Alexandru, am vorbit mai devreme despre tine. Cine ești, frate? Da, scrie pe contul tău identitate falsă și noi suspectăm că că te cunoaștem. Da, te eu cunoaștem? Am suspectat că ești vărsul Toma, dar nu merg mai departe cu... Nu este. Că, adevărul. Na, că
până la urmă de acolo vin bani. Și super, super bun la ce face. Da, foarte nice. Mi-am inteles ceva. Da, e clar că e ceva ori în zona de editare video, trebuie să fie ceva acolo. Da. Tu ai putea să ai un loc mai fin asupra acestei chestii. Bă, sincer, nu mi-a rămas așa pe retină. Bă, come on. Am mai avut la un moment dat, tot cu podcastul, cu vlogul de la niște oameni în care a făcut-o asta foarte trăznită. Tot el? Da. L-a avut pe ăsta, ultimul de la pus și asta ultimul, ieri, da. Cu mine în care dansez, este extraordinar. Da. Eu l-am trimis tot mama să bucură foarte. Tot el a făcut-o și pe asta? Da. Vezi? E un pattern. Da. Bă, da, bravo. Și încurajăm pe toată lumea care are idei talent creative. Bă, grupul de Facebook este, bă, este da, despre voi, nu despre noi. Da, dacă nu sunteți încă în grupul de Facebook, cereți acolo, dați un request din ăla și peste vreo două săptămâni o să intre cineva. E și cel mai prietenos grup dintre toate grupurile de Facebook, mi se pare mie. Da, e chiar foarte nice. Și am putea să mai spunem oamenilor și cred că ar fi de bun augur. Oh, augur, we know words now. Da, astăzi m-am născut la 1800. Să lase comentarii cu subiecte, că noi avem foarte multe dăți în care nu avem idei de subiecte și ce să mai vorbim noi pe la podcast, aici pe YouTube, să lase comentariile că nu... Am mai găsit un screenshot azi de într-un chat mai vechi, mi-a scris un băiat, să vorbim despre chirii, parcă. Ok, deal. Că se mută, da bine, că asta era cu 6 luni de atunci, cine știe, săracul... Încă așteaptă răspunsul, dar încă nu s-a mutat. Cine știe în ce bombă de apartament s-o fi mutat. Dar, ideea era că a zis că se mută în curând, își schimbă chiria și care s-ar fi tipsuri și experiențe pe care le-am avut noi cu chirina. În opinia mea, unul dintre cele mai importante chestii e magazin în zonă. Eu sunt ultra disperat. La orice apartament merg, mă uit, bă, mi se pare crucial. Dar mai crucial. Există apartamente care să nu aibă magazin în zonă? Da. Am un prieten care s-a mutat chiar într-o chirie destul de scumpă prin Nord și face undeva la 15 minute pe jos pe la magazin. Bă, și îți fute viața, efectiv. Nu, la bloc. Da, adică mai sunt zone în care nu asta sunt. Că dacă e zona din asta mai rezidențială, cum zice, aia, Nord, e mai... Deși într-o zonă rezidențială, dar cumva mai veche, se creează un oarecare ecosistem în care găsești un Carrefour mare jos și un Altex. Adică cumva mi se pare că a apărut moda asta să ai o grămadă de chestii, să n-ai de ce să ieși din cartierul tău, ceea ce mi se pare incredibil de cool, dar costă. Mi se pare totuși... E... deprimant așa, că străiești toată viața în jurul blocului cumva. Că poți să... Bă, dacă ai palmier și piscină la scară, parcă nu e chiar așa deprimant. Uite cum e Cosmopolisul. Da, ajungi într-o zonă de sectă cumva. În același timp, da. Mai vrei să mai vezi și alți vecini. Hai mă, dracu, dar și în Cosmopolis sunt câteva mii de oameni. Eu când merg în Cosmopolis de fiecare dată am senzația de... Ce mergi în Cosmopolis? Bă, asta nu pot să... A, acolo trage la cu prin canale? Dar nu. La frâncu un garsonier. Dar am senzația de simulare de viață. Parcă trăiesc într-o simulare acolo, Cosmopol. Parcă îs machete. Da. Blocurile. Da. La fel, copy paste, da. Și hai să facem o stradă cu blocul ăsta până în capăt. Ții shift apăsat. Fugem și pe partea aia la altă un rând și o piscină bine, în mijloc. Mă, tot arată mie bine. Mi-e dă vibe din asta de GTA Vice City cumva așa. Cam așa, asta-i. Da. Și vezi pe acolo NPC-uri și nu... Trece, okay. Simți cum trece viața. Da, e mișto, nu știu. Uite, asta e subiect bun. Cum ați... cam care ar fi procentul? Preț versus zonă? Și eventual versus facilități. Adică la ce țineți? În ce ordine țineți? Confortul pe primul loc? Zona sau facilitățile? Adică la modul, nu știu, să aibă plasmă sau să aibă un okay. Foarte mobilat, mișto sau chestii din astea. În ce? La mine pe primul loc e confort, amplasamentul apartamentului. Deci zona. Zona, față de unde merg eu cel mai des. Ca să nu mai... pierzi timp pe drum și bani pe Uber. Că mi se pare că am mai avut cearta asta, nu mai știu cu cine. Că de ce dau? Chiria mea e acum e de 400 de euro. Și că vai, că nu știu unde îmi pulă cu satelitul, da, este da, da. 350 deci, sau 300 în drumul Taberei. Că eu nu vreau să-mi
banii pe care îi dau la chirie i-aș fi dat pe Uber. Cred că mult mai mulți bani aș fi futut mult mai mult și lumea ignoră foarte tare și timpul, că ajungi ca un câine să stai în trafic o oră jumate pe zi, dacă poți să-ți alegi să fii, și eu sunt în zona asta. Pe când lucram la Oracle, făceam o oră dimineața, o oră seara. There you have it. Două morții de viață. Adică îmi făcusem niște mici căcaturi din asta, o rutină de îmi luam cafeluțe de nu știu unde și ascultam un podcast păi până normal, la muncă da. Și era psalm. Bine. Da. Era frumos. Mă închinam în metrou, mă descălțam la intrare. Era frumos. Dar când stai să le aduni, ajunge că pleci la șapte, ajungi la șapte, două morții de viață. Eu acum stau la o distanță de comics, de exemplu, la limita între are rost să iau Uber-ul sau merg pe jos. Și să așa întotdeauna îmi fac planul că hai mă că mă duc pe jos și da, 50% din cazuri cel puțin nu se întâmplă. A. Că e 25 de minute acolo. Aia dar, zic, da, și e la modul și când stăm până pe la un 2-3 noapte la comics. A, după când mă întorc nicio șansă, dar când mă duc măcar. A, măcar când te duci, da. Da, da nu, e ultra dificil și și eu cam sunt în acea zonă. Aș vrea cumva, dacă în zona în care sunt acum... Eu aș mări prețul chiriei, eu dau 420 de euro acum, l-aș mări până la un 500 ca să fie și mai comod în apartament, dar pe de altă parte mi se rupe sufletul că mă gândesc, mamă, se duc 500 de euro total, de-am pulea. Păi da, mă, dar ești cu Ana, adică nu e ca și cum scoți, cum dau eu de exemplu, să fiu singur și să plătesc mai mult. 1600 de lei. Uh-huh. Nu știu cât vine, 300, nu știu 300, ce. Da. Și... Pentru mine, pe primul loc, când m-am mutat, era să funcționeze tot. Să nu mai fie o ușă care nu se închide. Se închide doar într-un anumit. O ușă să scârție, să știu cum. Și când m-am dus în garsoniera asta să o văd, locația mult mai bună decât îmi stabilisem eu perimetru, era tot ok, prețul la limita de cât voiam. Și la o primă vedere totul mergea, funcționa. Normal că după o săptămână deja erau aveam lista plină de lucruri care mă deranjează. Dar acum ce pula mea pot să fac să mai și trec o dată? Și ce te deranjează acum? Parchetul că scârție, cu asta m-am obișnuit. Am trasee ca o pisică cu aia, știi? Cum merg, cum merg pisicile, că știu pe unde să meargă, pe unde nu-s pericole. La fel și eu, când mă cobor din pat, merg așa, pe marginea patului și pe lângă mob, că în mijlocul camerei scârție mai tare, pe margine. Nu știu, când dacă veniți pe mine, pula mea, că sunt retardat. Da, nu, dar și eu sunt la fel. Dacă e liniște și aud că la fiecare pas cârție, mă deranjează. E super liniște la tine tot timpul? E cam liniște. Okay. Mi se pare foarte mișto. Deci dacă veniți la mine acasă, să știți să nu treceți prin centru, nu treceți așa prin centru camerei, vă duceți mai pe margine, așa, că scârție mai puțin. Era o listă la care mă uitam când îmi căutam chirii prin Timișoara, e o listă de chestii pe care să le bifezi, să te uiți neapărat, să le verifici când mergi în chirie. Man, dar te inhibă, adică trebuie să fii cam un animal de om, să, nu știu, să în colțurile de la cameră să dai cu pumnul. E un exemplu fictiv. Dar ce încerc să zic e că tu ești cu... E un exemplu fictiv. Da. Dar ce încerc să zic e că tu ești cu proprietarul la lângă tine și începi să faci ca o maimuță prin tot apartamentul ăla. Să nu te mai primească pe tine după. Că mergi la vizionare și ești la vizionare, cu proprietarul care... Da. Ăla, acum unde să se ducă? Mai ales dacă stă în spațiul ăla cu tine și vede... Da. Hai să pun întrebări. Geamurile se închid? În pula mea, le văd că sunt închise. Ce? Caloriferul merge? Merge. Mai pui vreo 4 întrebări și acum la întreținere cât e? E normal. Și după aia tot ajungi să le vezi cu adevărat când ajunge. Că acum, de exemplu, iarna. De unde pula mea? Dacă m-am mutat în iunie, habar n-am dacă intră apă caldă caloriferul ăla. Exact. Și mai este și un... Ce invers. Da. Până la urmă, cât de răcoros e apartamentul tău și toate astea. Nu ai cum să le știi. Trebuie să stai... Eu când m-am mutat nici nu avea aer condiționat. Da, a fost asta discuția de la început, că îmi pun eu aer condiționat și pe aia scot din chirie. Și acum încă am avut discountul ăsta de... în fiecare lună am mai scăzut... Am împărțit în 4 tranșe, parcă. Să scad din chirie, valoarea aerului condiționat. Cât e mai un aer condiționat? Cred că am dat 1400 de lei pe asta aparat. Asta e ceva mai ok sau cam pe acolo se învârte prețurile? Nu, cred că pe acolo e. Da? Și instalarea vreo... Barna. Nu știu, că pe asta a plătit-o proprietarul. Uh-huh. Și acum plătind la chirie câte 1200 de lei în loc. Se cunoaște, da. Da, o să fie nasol când nu o să mai fie asta. Noi am avut discuția aia pe timpul pandemiei cu proprietarea de hei, ce facem un pic? Și ne-a scăzut chiria cu
100 de lei. Ceea ce... Bă, da. Ți-a luat, da. nu ți-a mai luat, nu ți-a da. Mai nu, cerut. Nu, căcata mea, înapoi, it's fine, n-a durat foarte mult. Da, still. Era și cu din alea, bine, haide că facem cumva, da, pf. Și eram, doamne, la cât se stresează emoțional la telefon, du-te-n pula mea, mi-o scade la jumate, îmi face o bucurie extraordinară. Dar ți-a dat răspunsul pe loc sau ai zis că te sun eu? Te sun eu, a stat și s-a gândit și pe a fost, știi ceva, 100 de lei. Bă, nu știu. Am avut noroc cu aici, la studio, de câteva luni am plătit la jumate, ceea ce a fost ok. Super de treabă, da. Da, aici chiar e recomandăm. Și plus că acum o să dăm găuri în toți pereții ăștia. Stricăm tot. Ah, care apropo. Dacă vrem sunteți din frumos. București, să spunem că sunteți din București sau din Ilfov, hai să... Mergeți și drumul taberei. Voluntari, să spunem. Voluntari. Dacă ești din voluntari și ai... Mamă, ce mișto ar fi să doneze, să doneze pandele, niște mobilier din ăla cu mare. Din să niște avem, icoane. Să avem două fotolii din alea de prinț. Ne-am prost așa. Dacă aveți mobilă, de dat, rafturi. În principal, ne-ar plăcea aici niște rafturi. Albe. Mă simt ca un unchi din ăla. Mi-ar plăcea aici să fac niște rafturi. Și... rafturi. Din alea, știi, de la Ikea, alea pătrățele. Da. Ne-ar plăcea foarte mult, ca să facem frumos. Dacă aveți leurea prin apartament, acum nu trebuie să vă le cumpărați voi pentru noi. Da, puteți să vă luați, de exemplu, să zicem că tu ai două rafturi. Îți iei hainele și le înghesui un pic în pula mea, că e spațiu o grămadă. Și dincolo, nu trebuie să fie aerisite. Trebuie să trăiești cu mai puțin. Trebuie să te înveți să trăiești cu mai puțin. Să nu fii hoarder. Mai aruncă, da, dă-ne mai nou. Arunci. Uite, și hainele alea nu-ți mai trebuiesc. Nu știu. Unde e asta? Am vorbit noi la un moment dat. Am senzația că tot cu voi am vorbit de chestia asta cu să înveți să trăiești mai puțin, o emisiune, ceva în zona asta. Da, da, asta. Eu am povestit despre tipa aia chinezuță. Mai puțin. să trăiești cu cât mai puțin. Tipa aia chinezuță, nu mai știu cum se numește, e pe Netflix. Da, și te învață să... De unde te învăța viu să împăturești tricouri? A, de acolo? Da, de acolo? Da, da, da. O știu pe aia. Deci vine acasă și îți rezolvă viața, că de asta n-ai nevoie și de asta n-ai nevoie. Te pune să iei în brațe, uite, tricouă, să-l iei în brațe, îți trezește sentimente? Nu. Atunci, într-o zonă mai lulu, ok. Și aruncă-l. Da, știi ce? Okay. Rămâi tu la orezul tău și lasă-mă că mi-organizez. Dar pe de altă parte, când vezi cum aduce un apartament care-i vai morții lui, cum este la mine acasă și după aia la final este totul... Sunt puține lucruri și poți să respiri, e super bine. Dar e obositoresc, fac. Eu am încercat odată combinația asta cu să-mi fac curat doar în ăla de șosete și chiloți și nu știu ce și să le împachetez cum i-a arătat ea și să împăturez toate lucrurile, că șosetele nu se fac gem așa, că ți se strică elasticul, mamă, știi, ei, cum faci două șosete și le împăturești nu știu cum și chiloții la fel, bă, mi-a luat 3 ore, două morții de viață, deci mi-a luat, m-a și după ce le cum pui șosetele regulamentar? Regulamentar le pui una peste cealaltă și după aia le împăturești așa și faci sul? Așa ca un telefon de șosete, nu sul. Ba, ba da, una peste cealaltă și le faci așa, ca un teanc de bani. Mulți. Și pe aia le pui în picioare, în alte cutiuțe mai mici. Cum îți imaginezi tu că ar fi mulți bani? Da, da, în capul meu atâta sunt mulți bani. Foarte mulți bani. Bă, adevărul că sunt. Dar durează prea mult și... Sau îți iei pe tanti Mariana care, de exemplu, mai face curat la spital și ai o zic din cazuri cunoscute, că la Alex, de exemplu, ca o tanti Mariana. Devin o dată pe lună, 200 lei, 300 de lei, okay. Și le face tot apartamentul și mai aruncă chestii dacă le lași acolo aruncate sau ți le aranjează, ți le astea și nu trebuie să îți restructurezi viața chiar la capăt, dar eu nu pot, eu am nivelul ăsta de zgârcenie. Nu, doar să dau bani pe o chestie pe care mi se pare... Dau cu aspiratorul și cu o lavetă, nu știu ce. Mi-e jenă că mă gândesc că eu am 28 de ani și chem o femeie de 50 să-mi facă mie curat în casă, dar o sunt nesimțită la cap. Îl aud pe tata cu... Da, da, nu ți-e rușine? Aveai oase în burtă, nu puteai să te plesa din alea? Trebuia să-ți vină o femeie? Nu mă auzi niciodată expresia asta cu oase în burtă. Asta când ți-e lene să te apleci. Ok. Ca și cum, ce nu poți să... Te ține ceva. Da. Și asta nu... N-am reușit să fac pasul ăsta de... Să chem om. Da. Să treci da, peste. Să trec la un următor nivel în viață. De avuție. Eu cred că dacă aș avea o copil, atunci aș fi super ok cu faptul că nu fac eu. Și știi că aș zice, am altă treabă, trebuie să nu moară această ființă mică. A, și să atunci... Aș avea o scuză că nu fac curat. Că, acum sunt doar nesimțită. Și în afară de rafturi, dacă aveți RGB strips,
Sau dacă știți vreo combinație de undeva unde să mă ieftine. Sau dacă știți ce înseamnă apăsa asta 1. Benz LED, benz de tip LED. Dacă știți undeva care sunt, nu știu, faine și mai ieftine, dar bune. Mi-ar plăcea. Beculețe. Beculețe colorate, ca să punem instalație de Crăciun, imaginați-o instalație de Crăciun. Da, pe lung. Lipită pe o bandă de scotch. Cât de cool ar fi? Super cool. Sau din nou, dacă ai acasă și nu-ți trebuie. Sau îți trebuie, dar nu atât de mult. Bă, aici o vezi în fiecare săptămână, o să fie frumos. În fiecare zi de luni. În fiecare zi de luni. Da. Că asta e programul. Ce mai avem acolo de bifat? Da, ține și nou follow pe Instagram. Că suntem amăriți și avem nevoie de să simțim că contăm. Că viața noastră nu este degeaba. Dacă eu de fiecare dată când îmi dă cineva follow, sunt da. Nu mă sinucid astăzi. Cum not today. Cum vă, apropo de Instagram, dați-ne follow, e bine, că mai postăm lucruri, avem, avem acum cât de cât o structură pe care încercăm să o, să o urmăm și mai aflați ce mai postăm și când și când mai avem show și lucruri din astea. Dar cum vă simțiți acum după, ați văzut documentarul ăla pe Netflix? Nu, cu... eu n-am putut să mă uit la el, am adormit. Telefonul? Da. Da. Ți-a declanșat ceva în comportament? Sufletel. Da, încerc să stau mai puțin pe telefon. Și cred că reușesc. Pe Facebook nu mai stau. Mi-a apărut oricum, astăzi. Eu am tot dat ad as friend. Toată lumea mi-a dat, mi-au dat mulți oameni ad și am dat accept. Și acum nu mai recunosc pe nimeni din feed. Dau și nu înțeleg ce se întâmplă și sunt up. Asta, e interesant, nu mai stau. Asta voiam și eu să zic, că mi se pare fantastic că am oameni care postează chestii care par ultra intime, la modul că eu și cu maica mea, acum mă țin în brațe pe maica, și acum văd pe omul ăla necunoscut cu maica în brațe. Da, uite, eu m-am căsătorit cu Mariana. Da. Good for you, dar... Da, e foarte, de ce mi-ai fi dat ad? E foarte ciudată zona asta. Păi pentru că vor să ne urmărească, probabil. Din Brazilia. Am tolvit o deschidere vaginală foarte frumoasă. Tu cât ai? Cât zice că stai? 3 ore 27, asta e media mea, pare. Atâta ai ecranul deschis la telefon? Da, sau ce? Așa, sau pe tot, sau doar pe Facebook sau cum? Nu, uite, mi arată spart aici în chestii. Bă, eu pe da, mine pe Android îți arată asta? Cred că pe mine, da, dacă intri pe aplicații în parte, pe mine m-a rupt foarte tare snookerul, de vreo 2 săptămâni mi-am instalat un joc de snooker care îmi place foarte tare și la un moment dat, într-o discuție mai aprigă cu Ana, că eu nu ascult că mă joc prea mult snooker, în timp ce mă jucam snooker, am început să mă uit la statistici și am avut o săptămână la rând. Poți să estimezi eu cât stai pe snooker? Media pe zi. Media pe zi, 4 ore. Wow! Tu cât crezi? Eu știu că am mai jucat jocul ăsta cu tine odată. Da? Da. Și cât? 6. Nu? Da, 6 ore jumate. 6 ore, coaie, este mai mult decât un part-time, ești nebun la cap? Da. Te-ai angajat la oamenii ăștia. Da, am ajuns foarte bun. E tester, Mitran. Da. Bă, dar nu pot, mereu am fost în zona asta de exces cu jocurile. Păi, deci nebun, tu ai văzut că mergi la bar cu telefonul în mână și vorbești cu oameni, dar mergi la bar și ești cu telefonul așa. Păi da, păi urmează să lovească, trebuie să lovească, să se gândească la unghi. Să aștepte omul ăla după mine. Dar te joci cu oameni sau? Da. Ok. Da, dar îmi place enorm de mult. Normal, reflexe. Da. Și exersează creierul. Și plus că te joacă foarte tare la creier. Apreciez toate jocurile. Nu știu dacă știți. Pe principiu Clash Royale. Vorbesc cu oamenii, nu cu voi. Eu am avut Clash of Clans în viață și mi-a distrus o relație. Deci Royale. A fost totul spre bine. E făcut-o de Supercell. Dar e super addictiv. Super addictiv. Și snookerul e tot în zona aia în care la un, spre exemplu, dacă vrei ca să joci pe bani, pe bani virtuali, pe coins. Dar poți să-i cumperi cu bani adevărați, nu? Da, și poți, și, păi normal că ăsta e catch-ul. Și poți să începi de la 20 de bani cu 40 de bani partida. Când timp tu ai un stoc de 150 de bani, să zic, așa, simți oarecare adrenalină. Dar după 7 ore pe zi, în fiecare zi de 2 săptămâni, cumva mărești suma pe care o ai. Nu, dar doar jucându-mă, n-am băgat bani. Am băgat bani în versiunea offline. N-am băgat bani ca să cumpăr bani pentru joc. Acum sunt undeva unde am pe la 80.000 de coins, să zic, și eu mă joc pe 10.000 un match. Eu pun 10.000, eu pun înăuntru meu 10.000. Catch-ul e că dacă vreau ca să cumpăr ăștia 10.000 din shop, costă, cred că... O să mă uit și revin. A zice că 70 de lei ca să cumpăr 10.000. Da.
Dar eu acum peste aia am făcut și, și mă joc cu atâta adrenalină de fiecare dată. Încă în capul tău tu câștigi bani adevărați? Nu, în capul meu doar nu cheltui. Adică eu dacă aș rămâne fără bani acum ar trebui să dau 70 de lei ca să mă joc o dată. Deci cumva meciul ăsta este incredibil de ești la nivelul important. De dependență în care dacă pierzi toți banii o să trebuiască să intri cu bani cumpărați? Nu, mi se pare atât de i-am mai pierdut odată și am început tot de la 20-40 și era ultra boring. Dar aia e. Dar cumva... man, creează o ultra adrenalină de asta, tu ești prost la cap, e ca și când te joci la păcănele și ca la păcănele nici nu câștigi. Deci cumva exact un joc de păcănele. Și plus că indirect poate mai îl oftici pe altul, îi distrugi viața la altul luându-i banii. Da. Care ăla probabil a dat bani ca să funcționeze, da, sigur cumpără mult. Normal că se cumpără foarte mult. Și aici shout-out... Și care-i concluzia cu care ai ajuns? Apreciez foarte tare game developerii care vorbesc cu psihologi în sensul ăsta ca să convingă oamenii proști să bage bani. Dar nici măcar nu-i consider oameni proști, sincer să fiu, pentru că jocul ăsta n-are reclamă, n-are nimic. Bă, nu. Dar n-are reclame, n-are nimic. Și cât timp este ceva ce mie mi-ocupă cu plăcere 7 ore din viața ta din personală zi, pe care... Asta. Din moment ce mie mi-ocupă cu plăcere și e doza mea de entertainment, de ce n-ai plăti pe cineva care a dezvoltat chestia? Dacă nimeni n-ar plăti, jocul ăsta n-ar exista. Așa, cumva sunt foarte împăcat cu a da bani. Repet, mi se pare ultra exagerat. N-aș da bani la jocul ăsta pentru că mi se pare că au niște prețuri de coaie, v-ați întins prea mult. Dar ca idee sunt foarte ok cu a băga bani în jocuri. Așa, sunt ok cu, nu știu, a cumpăra un joc, dacă îți permiți, un Assassin's Creed sau ceva la care s-a muncit super. Ah, uite, vezi, there you have it, din nou. Da, eu prefer să pun la biserică, la lumânări, că acolo măcar știi pe ce dai banul. E pentru sănătate, palpabil. Pentru, da. Da. Eu, morți, vii. La jocul ăla câștigi întotdeauna. Dar tu poți să zici că e doza ta de că ceva e o doză de ceva poți dacă ți-a 6 ore asta din zi. Asta vrei să spui? Că e doza ta? Am spus mai devreme. A zis că e doza mea de entertainment, dar are 6 ore, o doză de, o doză de orice, nu-i mai sună ca și cum e mai mic. Deci, ce nu-mi place e că cumva acum... Nu prea când mai conduce la net, viața în rest. Nu. Dar sunt într-o zonă în care mă uit foarte mult la Modern Family. Așa? Dar acum am început să mă joc și deodată m-am trezit la 3 sezoane distanță și eu nu mi-am amintesc ultimele 3 sezoane din Modern Family. Dar bă, nu, sunt la nivelul la care oricum nu supor să stau cu mine cumva. Da. Adică trebuie neapărat zgomot să aud căcaturi, dacă nu oricum ascult un podcast în timpul ăsta, sunt foarte aproape de Modern Family cu un podcast pus pe... boxa portabilă și să mă joc snooker în același timp. Foarte aproape. În timp ce femeia aia vorbește cu tine prin casă. Multitasking, mă. Multitasking la... That inefficient la... Napoleon n-ar fi fost în stare să facă așa ceva. Da. Cât snooker s-a jucat Napoleon pe telefon? Hai să fii serios acum. Asta e. Păi Napoleon că putea să scrie o scrisoare și să, nu știu ce, să dea ordine în același timp. Las-o, să mănânce o potârniche. Dar... ce vreau să spun e, pentru că suma vicilor este relativ constantă, e o chestie în care chiar cred, eu am pe Instagram undeva la 12 minute petrecute pe zi. Deci cine nu folosește social media? Adică zici că noi stăm alea 6 ore, ți-am arătat că 3 ore jumate la mine e media. Da, dar deci eu, tu ai eu, 6 ore jumate plus 11 minute de Instagram. Eu dacă n-aș avea snookerul, asta ai aș face. Asta spun. Bă, dar pe de altă parte, tu fiind un om în ziua de azi, că asta mereu se raportează la cum era că înainte nu stătea exact, lumea. Da. Dar tu trăind în realitatea de astăzi, ce să faci cu timpul ăla? There you fucking ce pula have mea it. Faci? Normal. Nu mai stai pe telefon. Da. Și acum ce pula mea fac? Bă, dacă am treabă, n-am nicio problemă. Adică îmi fac am treaba... Am 30 minute pe zi pe Instagram. Și în general pe telefon? Nu știu cum, nu mi-arată. Okay. În general, chiar fac treaba aia. Total, mă gândesc din când în când la snooker, dar cumva chiar fac doar treaba aia. N-am niciun stres din punctul ăsta de vedere. Dar când n-am treabă, cât timp n-am ce să fac. Da, din nou, snookerul mă relaxează, adică mă gândesc, ori mă mai gândesc să fac la ceva glume, la ce să mai scriu la material, la căcaturi în astea. Adică zici că snookerul te relaxează? Nu te-am văzut cum te joci și urli și ești Jesus. Apula, mă. Da, pe când nu caratezi niște lovituri mai simple. Nu e chiar așa, Jesus Christ. Da, mă, dar trăiești, simți că trăiești. Așa stai. Mersi. Și ce? Mă apuc să gătesc. Hai să fac ce mă mai futeau ăștia aseară la cap cu nu știu ce... marinadă din aia, aia să pui carnea să stea o zi în frigider. A fost extravert. Am venit la comics acolo după
Tufișuri, Virgil, Mirica și Boczila vorbeau despre rețete cu aia. Deci erau și făceau swapping stories, dar nu, uite, asta marinada. Căsca Luiza se uita în gol, se plictisea. Ce se întâmplă dar cu lumea? Dar să știi că astăzi am făcut follow-up pe discuția aia și când eram în Mega, i-am trimis poză lui Boczila să-mi zică dacă e bună sosul ăla de soia. Și a zis că e bun, nu l-am cumpărat, încă că nu a răspuns la timp. Dar asta urmează, să fac, să îmbunătățesc jocul pe gătit. Pare că asta fac. Da? Da, și mie îmi place să gătesc. Și mie îmi place să gătesc cumva, dar îs foarte pe utilitarism așa, gen deschid caserola, o prăjesc, o mănânc. Nu stau să las la marinat o zi și da, după aia să le rulez și să le mai las un pic să scot din cuptor și să se odihnească o oră. Lasă-mă, pula mea, că mi-e foame. Eu, în schimb, sunt în zona asta și am vorbit și cu Ana și cumva încercăm să ne ținem de chestia asta cât ne permitem, să zic. O dată la ceva timp, nu știu, o dată la o lună, o dată la o lună jumate, să zic, să mergem într-un restaurant mai ok, pentru că, fucking el, mi se pare așa deosebit, dar consider neapărat că ar trebui făcută rar, mi se pare că dacă o faci zilnic, ești efectiv trist. Că... Și n-ai bani. Păi nu, nu mă refer la noi, dar mă refer la oricine, a, cumva okay. Nu te mai bucuri de chestia asta, dar așa cum vine... Și faci o experiență din asta. Da, efectiv mănânc, dar și mănânc, nu știu... Gurmand de lăcrămioară învelit în puf. Bă, dar ce ai mâncat ultima dată? Dar cer cu încredere ca și când eu am mai mâncat asta, știi? Ah, gurmand de lăcrămioară învelit în puf. Ultima dată, am uitat. Ții minte că ne-ai zis odată, dacă venim la ceva de vegani, la un restaurant nu la, de, nu de vegani, mai nu ce era nu. De vegani. Nu. Nu, îl tot l-au spălat, de ți-ai sprâncul de el. Da. Și e mâncat vită sau perfect da. Sau ceva. La Lebab, în centru vechi, e foarte nice mâncarea, doar că e foarte scumpă. Bine, mă, dar au la modul că au vită Black Angus și aia e ținută la maturat 3-4 zile și el am 100 de grame e 30 de lei sau chestia asta. Eu nu mi-am luat până acum, pentru că mi se pare enorm, că e cam pe la 110-120 de lei porția, ceea ce nu. Dar se simte calitatea, adică în rest ce am mâncat pe acolo, bă, e ultra nice. Maturată pe vapor, ce pula mea poate să-i facă, mă? Și am mai făcut, bă, nu m-am dat ajunge fragedă de trece cuțitul prin ea, nu, adică eu înțeleg chestia asta, dar nu... Da, o înțeleg. Apreciez mâncarea bună, dar apreciez mai mult mâncarea ieftină. Și decentă. Și decentă, mi se pare exact. Că nici nu am gusturile suficient de dezvoltate, exact. Chiar să apreciez nu știu ce mâncare fancy, super scumpă, că eu sunt o fată simplă. De exemplu, acum când am fost în excursie în Spania, în zona aia de sud, am fost curios să văd, bă, ăștia ce mănâncă. Și am mai cerut chestii de nu știam ce sunt. Uh-huh. La fel, erau, bă, mâncare, dar nu sunt eu acum am mâncat destule lucruri sau nu am... Nu sunt în păstura de a da review-uri. De dezvoltat, da. Pe partea asta încât să zic că... de nu știu ce. Bă, ce mai... Textura aia mai impresionat. Hai, mă, fiți serios, dacă... mâncați căcat în pula mea. Vă dați seama la mâncare, până și din cum e condimentată sau din cât e de fragedă. Dă seama dacă e mai deosebit. Pot să zic la sfârșit că a fost bun sau nu mi-a plăcut. Da, mă, că e dacă mă întrebă cum a fost, bun. Da, dacă îmi zici ce ți-a plăcut la treaba asta... Păi dau seama, dar niciunul nu a într-o zonă în asta de conosor, doar că mi se pare ceva așa deosebit și... Bă, îmi place mâncarea pe care știu că eu cu aia, eu n-aș ști să gătesc așa ceva, cumva. Adică în zona aia îmi place, dacă nu, la dracu nu-mi fac singur. Că ți-a plăcut vita aia? Da, ce ți-a plăcut la aia? Că nu... Nu știu, mama. Se putea amesteca. Da. La Zexe am mâncat ultima dată, care e ultra, e un super restaurant. Avea destulă sare și era afumată sau ce. Dar mai mult de atât, de exemplu, eu nu știu să fac diferența între tipurile de cât de făcută e o vita. Bă, două morții, că una e în sânge, alta nu. Da, dar sunt nivele intermediare, cu medium, rare și cu... Da. Vreo 5, cred, de toate. A, bine, caca, dar toate sunt 3. Dar eu dacă am mâncat... Cred că de două ori în viața mea făcută vită scumpă. Mai țin minte acum 4 ani cum era și acum cum era. Era bună, naibă, am mâncat. Îmi place aia în Laughter Hills, foarte bună, de exemplu. Dar nu mai țin minte. Aia de Laughter Hills. Hills, da. Drag, cum știi? Era și beția ta.
Eram și beți, a intrat blană. A, beție, mâncarea intră bine, da, exact. Orice ar fi. Întreabă pe prost. Dar nu pot să, am fost odată la, cu ăștia de la Oracle, a fost o chestie din asta drăguță de team building, e undeva înspre ieșirea din București, sunt câteva bucătării, nu știu, Culinaryon sau ceva de genul ăsta se numește, te duci cu toată echipa și au bucătării făcute într-o hală și e foarte master chef-i și drăguți, că sunt din astea cu stații de lucru și este totul super mega scump. A, și, eu și am primit și orzuri personalizate și nu știu ce. Stai, ascultă până la capăt. Și ne pula mea. Învățau să sanchi, să gătim noi. Dar nu tu nu făceai mare lucru, că era acolo un șef, un sous-șef și ei pregătiseră deja toată mâncarea. Tu trebuia doar să tragi chestii la tigaie maxim. Trebuia să așteptai sau... să termine cuptorul, să auzi bing. Da, da, era drăguț. Și nenea la care era șef era foarte showman cumva. Era foarte plăcut, făcea glumițe, era super mega carismatic, nu știu ce. Și am făcut păstuță din aia gnocchi, cred că se pronunță. Gnocchi? Se scrie gnocchi. A, nu știu. Sunt niște păstuțe așa drăguțe mici. În fine, și aveau și vită mega scumpă, mega de bogați. Numai că era făcută super în sânge, eu nu mai mâncasem până atunci și când a feliat-o, că hai să mâncăm, și suculentă. A început să curgă și când, sânge. Și când vezi un review, că uite ce suculentă, cu aia e crudă, e nu e nefăcută, suculentă, e crudă, îi vezi carnea de cum e pe osul da. Vacii, dacă îi dai pielea la o parte, așa e carne. Eu fiind de la țară, n-am mai văzut carne negătită până la capăt, m-am panicat, mi s-a făcut scârbă, efectiv, mi s-a făcut scârbă, da, zic, nu pot. Am luat o gură, și, dar nu puteam să trec peste faptul că curgea sânge din ea și a început să mă certe, șefa mea, că... Că asta, tu știi cât costă asta? Că asta e 80 de lei la restaurant. Da, că asta e 80 de lei la restaurant, că nu știu ce, că mănâncă. Zic, că nu pot, mi se face rău, lasă-mă. Nu, mersi, frumos, dacă vrei tu încă 80 de lei să mănânci, ia, dar nu, nu mă bag. Bă, și chestia faină pe care au făcut-o la final a fost că aveau înghețată, au făcut mix de înghețată și îl băgau în azot. Și a venit ăla cu mașina de azot și era super mult fum și mamă da. Cine am distrat și eu am și băut vin în tot timpul ăsta. Deci eu m-am distrat cumva. Vita aia în sânge, eu din ce am mâncat cea mai nefăcută și încă comestibilă, era cumva, era moale, era cumva roșiatică, dar nu curgea din ea. Da, da, da. Da. În zona aia mi se pare și mie acceptabil, dacă e sânge. Deja mi se pare că nu are cum să-ți placă cu aia. Hai da, doar o mănânci pentru status, că mamă, ce-mi place mie Vita în sânge. Hai mă, fii serios. Nu e retard, sunt oameni cărora le place, dar nu exager acum. Mie nu-mi place, da, și eu sunt în zona aia, că să se vadă puțin roșiatic, dar nu, medium rare, cam acolo. Eu sunt pe, da, să nu mai văd roz înăuntru. Că cum sunt eschimoși? Cum până la mea le place să le spui? Că nu e eschimoși, e alt termen acum, că nu mai... E ofensiv eschimos? Inuiți se cheamă. E ofensiv eschimos? Da, eschimoși înseamnă ceva, oamenii zăpezilor sau care din asta, nu okay. Le place să cum îi vezi pe aia că prind o focă cu harponul sau ceva, o balenă, și taie din ea și bagă în gură. Și cu aia e cea mai bună bucată asta, e... coada, gaura de la balenă, mă, asta e cea mai... Și cu aia, duce, fă un foc și prăjește un pic, că să vezi ce bună e atunci, că de asta cu 4 milioane de ani am descoperit focul, să dea un pic de gust la mâncarea aia. Să nu faci când trichineloză. Când o scoți din baltă, că e mă, du-te morții, mătii. E de super, depinde de mega gust, că mai sunt și, nu mai știu, am mai văzut astea drăguțe cu Kids Try Breakfast de nu știu unde. E un canal din ăsta, super. YouTubers în general. Am văzut din ăștia cu copii care încercau mâncarea de în alte orașe și state și țări și whatever. Și erau niște copii americani care încercau mic dejun din ăsta, finlandez, zona asta de nord. Și aveau aia numai pește și erau... Eu eram un în sentiment cu ăștia americanii mici care erau... Cum să mă, dar mâncăm pește la prima oră? Adevărul că mie mi se pare că bucătăria a evoluat către... S-a început de la... mâncat fructe cu legători ce erau ăia de la început, vânători cu legători, și acum am ajuns la apogeul civilizației să prăjim tot în ulei deep fried și să aibă gust bun. Că păi, abia acum are ulei, gust bun. Un pantof poți să-l pui în uleiul ăla și e bun, morții exact. Mersi. Da. Și acum eu să mă apuc să mănânc mâncare crudă. Ce fel de animal să fii? Bă, și mie mi se pare că se cacă puțin pe ei, mai ales la nivelul ăla. Eu asta spun, că mie îmi place să mănânc o masă bună, dar la un nivel în ăsta mediu. M-am uitat la câteva episoade de la, îmi scapă cum se numește pe Netflix, Chef Experience, a zice că se numește, nu sunt okay. sigur. M-am uitat la câteva episoade, fiecare episod este despre câte un bucătar care e la modul de 2 sau 3 stele Michelin. E numai zona aia ultra hardcoreală. Da. Și acolo, în principiu la restaurantele Michelin, de foarte multe ori ți aduce sau
cam asta comandă lumea, sunt vreo 9 tipuri de mâncare și vin toate micuțe. Și mă uitam pe acolo și, man, eram la modul de, bă, dar mai du-te și morții, mă. Efectiv, ți-ai dat în spectacol. Cum a recreat el un căcat din ăla care e o chestie ultra basic, dacă să arate ca o foaie de nuc uscată. Da. Care n-are niciun și sens. Și hai să e turnăm efectiv niște ceva și când se întărește și o farfurie mare pe care ai acest mic, această castană mică. Eu ce părere aveți? Eu din nou. Plating. Aș vrea să încerc. A fost un tip de acolo italian. Nu, a fost un tip de acolo italian care cred că e episodul 2. El are un restaurant în undeva. Am uitat. Da. Cu 3 stele Michelin. Da. Cu 3 stele Michelin în Italia. La Cabana. Și băiatul ăsta la 3 stele Michelin, mie mi-a plăcut ce a făcut pe acolo, l-am și văzut ultra carismatic din toți șefii pe care i-am căutat. El are cei mai mulți followers pe Instagram. Dar m-am uitat pe acolo și am zis că intru la restaurantul lui. Și am intrat și, frate, asta s-a întâmplat acum vreo 2 luni. Ba nu, hai să zic o lună. Și noi suntem acum în octombrie, deci cam prin septembrie m-am uitat. Da. Până în februarie anul viitor era totul rezervat. De nu aveai cum să prinzi loc. Și ghiși ce? Era doar până în februarie pentru că la martie nu se duse drumul la calendar. Că, frate, tu ești prost la cap și e 300-400 de euro porția de mâncare, tu ai tot restaurantul rezervat până în martie, mă. Jesus Christ. Mai văzusem tot pe Netflix la Ugly Delicious că se dusese ăla să... Sunt vreo 5 episoade, nu mai știu câte episoade sunt, pe diverse tematici. Și la ăla despre barbecue, cred că era, s-a dus la, în Tokyo, cred, la un șef din ăsta, dar într-o maghierniță, într-un cotlon de... făcea niște frigărui de pui, cred, sau vită, nu mai țin minte ce. Dar niște frigărui pe foc, pe foc viu, în față acolo avea un bar foarte lung și avea un... ca un șanț, așa, ca un gutter din ăsta plin cu cărbuni și toată lumea care stătea la bar avea în față frigăriulea și vinea el și ți le întorcea și când erau gata ți le arunca acolo. Ce drăguț. Dar e foarte bine cotat pe stele și morții lui, dar arată umil cumva. Mie asta îmi place să văd, să nu văd, să fie mâncarea aia lucrată, să fie, dar să nu văd fițele astea, pretențiile astea, că, mamă, ne îmbrăcăm cu, să avem cooler din ăla, să meargă chelneri așa să vină la masă. Bă, fii un pic, ia peștele din baltă și fă-l și pune-l și presară-l cu toate lucrurile, dar să-l servești uman cumva, să nu facem o... Da, mă, dar până la urmă toată asta în sine e... tu plătești experiența în sine și cumva ei așa au văzut filmul ăla, adică da, e efectiv... E cumva... Nu poți să tratezi asta ca pe o cină. Adică e efectiv o experiență. E ca au dat un cred că rus. La mine totul vine asta din că vine peste layer-ul de bă, dacă eu ca să am parte de experiența asta pentru că îmi permit, pentru că am mulți bani în punctul ăsta al vieții, am muncit, nu știu cum am făcut bani și de acum îi am. Eu beneficiind de experiența asta, îi privesc pe alți oameni ca să fie eu, ca să am eu parte de asta, sunt mulți oameni care nu-și permit căcatul ăsta. Asta e balansul lumii, eu înțeleg. Dar mă simt eu prost știind că uite cum țin eu degetul așa ca să apuc căcatul ăsta de floricică de pe vanilia asta care e presărată pe ceva și ăla moare de foame și în mintea mea e paralela asta, că ce cu atâtea pretenții cu aia? Fă mâncare, adă mâncare, o mâncăm și ne vedem de viață. E o paralelă foarte idiotă. Știu că e o paralelă, dar oamenii au un cap. Da, înțeleg. Nu poți să... Da? De asta nu suport pretențiile în general la toate caturile și chestiile scumpe și fițele și pula mea. Spuneți-mi că n-am dreptate, nu-mi pasă, dați-ne follow pe Instagram, că asta e cel mai important. Și trimite, apropo de fițe, nu uitați de raftul ăla, dacă aveți raftul ăla. Să faceți noi frumos aici. Să facem frumos, dar ieftin. Tocmai de asta cerem donații, nu mai dăm bani pe mobilă, că după aia se taie pădurile din... Nu știu unde mai avem păduri, tot felul de vine Ikea și ne exportă lemnul, nu e bine. Voiam să întreb legat de chestia asta de cerut, că de la sine am luat. Eu mă gândeam, nu înțeleg de ce nu s-a făcut asta sau cel puțin nu știu eu să se fi făcut cel puțin pe la noi. La modul eu să vin la un show, să merg la un show la Maria Popovici. Merg la un show la Maria Popovici și după show îi spun că bă, eu n-am multe, mie bunica mea mi-a lăsat moștenire piatra asta și te apreciez atât de mult când te-ar vrea să o dau ție. Să fie efectiv o piatră voi morții ei, pentru că sunt, bă, reacția mi se pare
priceless. E atât de greu că n-ai cum. Cu aia, dar nu poți să arunci după aia. Mi se pare că așa îți dă niște încărcătură emoțională. Păi da, asta spun, asta Doamne, spun. Doamne, este groaznic ce zici tu acum. Nu e adevărat. Este oribil. Ce ai face? Adică normal că o accept și mulțumesc, da, da, că probabil e un psihopat dacă îți face asta. Dar mulțumesc. Dacă nu, păi e, nu, cred că te înjunghe. Ok, adică atunci nu un exemplu care să fie atât de vizibil prank. Habar n-am ce. O zonă asta mai... O pereche de cercei. Ok, de urâți. Aur, dar urâți. Da, bă, aur, urâți. Pula. Nu, bă, urăți, bă, cei mei urăți, da, cercei, da, pe da, care și aduci doar unul, că zici scoici. Că pe celălalt îl poartă soția mea de care m-am despărțit. Da, care are o singură cancer. Ureche. M-a despărțit și pe aia a murit de cancer. Da. Oh my god. Da. Bă, nu, dar ar fi câteva zone în astea de dat chestii, măcar la oamenii din comedie. Bă, băiatule, s-ar putea duce într-o da, zonă așa. Dar mie și artwork funny. Cu bă, băiatule, eu sunt și super pretențioasă. Uite, din la... nou. Mie da. Am așa asta niște cred fițe. Că e cel mai bun exemplu. Uite, să pui tu lucrul ăsta pe care l-am făcut eu și am depus foarte multă muncă, dar este un căcat. Pentru că acolo sunt eu skill level wise, dar good for you, continuă. Dar eu, știi, exact, ca om dacă care ne trimiteți chestii, dacă ne trimiteți chestii, trimiteți vă ceva decent sau oricum le filtrăm, să n-aveți, poate să fie poate la intrare, nu o să intre în cadru, dar noi le punem undeva, nu o să fie în cadrul ăsta. Nu mă, dar asta, bă, nu, asta se face de acum încolo când mergeți la stand-up. Ce, să primim random stuff? Nu noi, asta spun, eu chiar n-aș vrea să primim. Să le dăm, da, să le dăm noi? Da, alți oameni să primească. Alți oameni să le, da. Nu, alți oameni din comedie sau de la orice mergeți, mă. Să vii cu o roabă cu pietriș, să zici că... Asta deja e două mărchii. De asta e tot ce mi-a rămas de la unchiul meu. Să fii luat. Sau o vază foarte urâtă cu trei flori de mac în ea. Morții. Ceva acolo. Bă, nu știu, mi se pare că se poate. Dar pe de altă parte ar fi foarte fain să ai o colecție de căcaturi foarte, foarte urâte. Eu am mai primit. Da, după devine cumva un trademark și devine mai asumat. Cred că e prima dată impactul. Am mai primit chestii sau în timp pe care ce le-am luat pe și... scenă, că acum rămân cu ăștia doi, cu Maria și cu Mincu. În timp ce e Mincu pe scenă, să-i duci un buchet de 12 trandafiri. De 13, pe scenă? Da, pe scenă, în timpul numărului, ca la... Da, să-i relași la picioare. Maestri. Da, asta spun. Umil așa, humble. Dar îs bun pe reacție, mi se pare că iese Caterinca, dar nu e așa bună. Pe cine ar panica un buchet de flori? Ăsta pe scenă. Pe cred cine? Că pe nimeni. Nu, cred că... Nu, e funny, da. Dacă plânge în timp ce se lasă buchete de flori? Dar plâns bocit din ăla de... Ți se rupe sufletul. Dar o coroană de flori. Bă, sau... Abia nu acolo. Te vom uita niciodată. Abia acolo. Mergi cu fetița ta de 4 anișori care e ultra cute și e un desen hidos, efectiv, cu Maria Popovici. Bă, ceva da. Cu Maria? Păi nu, dar acum mi se pare... Am dat exemplele până acum, nu iau pe toată lumea. Da. Dar asta, un desen ultra hidos în care a făcut-o foarte urâtă pe Maria sau ceva de genul, știi? Și spui că uite, l-a făcut pentru îi tine. Îi place foarte mult de tine. Da. Ești efectiv, da. Și ea vrea, da, ea vrea să ajungă ca tine, vorbește toată ziua despre tine, uite desenul ești. Fuck. Am primit chestii pe care le-am acceptat. Ai primit? Da. Ce? Nu pot să zic că poate se uită. Și care nu ți-au plăcut? Și le-am aruncat. Nu le-am aruncat. Nu le-am folosit. Jeez. Eu. De folosit? Bileanale, ce ai primit? Nu, contează mai, lasă, hai să nu intrăm. Bă, nu. Bine, ne zici pe aia. Dar și lucruri mai micuțe. Ce-am mai primit chestii noi, în general. Ok. Care unele erau mai drăguțe, unele mai puțin drăguțe. Mie mi-au plăcut toate. Uite, vezi ce muist ești? Uite, de exemplu, brelocul ăla cu niște oameni îl am la cheile de la studio. Da, și eu. Pe ăla l-am. Dar, uite, tot din exemplu ăsta, că l-am... Mulțumesc foarte mult pentru brelocul ăla cu niște oameni, super bun. Celălalt, de exemplu, din același set, știi că am mai primit și unul personalizat, da. Individual. Descria istoria cu Virgil. La ce pula mea să fac cu el? Că nu mă mai reprezintă, nu mai fac nimic cu el, nu o să-mi pun un breloc doar pentru că l-am primit. Și nici n-ai foarte multe seturi de chei. Cred că la groapa de gunoi, aia e ilegal, al Tudorache, dacă mă întrebi acum. Că, de ce să fac cu el? Îl țin în casă să ce? Să zic că îl păstrez pentru când? Dacă nu-mi place, nu-l folosesc, ce pula mea să fac cu el? Bă, da, credeți că influencerii sunt la nivelul la care își permit
dar nu de la bă, oameni. Bă, pare la rău. Adică nu pare rău, mă. Bă, mersi frumos pentru ăla bun și pe ălalt, na, încearcă și tu mai mult. Influencerii sunt la nivelul un gest de foarte frumos și îți mulțumesc. La care mie mi-arăta deci Ana, unde are birou ei de arhitectură, în camera de lângă și sușile deschise, sunt niște ăștia care se ocupă pe social media de trimit cadouri la influenceri. Așa. Ok. Și, spre exemplu, sunt niște firme mai vai morților rupte în curs, să zicem, care fac trandafiri. Habar n-am. Mm-hmm. Știi? Fac trandafiri. Și, mă rog, da, ornamente, whatever. Și să zicem că ăia cu ornamentele, ca să-și facă reclame, îi sună pe ăștia, ăștia la rândul lor trimit la influenceri. Da. Dar acum eu nu știu, uite, nici n-am creat-o pe Ana, dar sunt curios, oare când primești căcaturi, că îți dai seama că primești și 1000 de chiciuri, oare nu specifică deloc despre ele sau un story tot fac? Adică crezi că se simt prost? Că e... Ce nu? Nu, le selectează. Crezi că selectează? 100%. Mamă, eu, am primit chestii de la branduri. Căcaturi de la păi unde Guinness, de exemplu. Unde atâtea chestii? Și nu acum. Ți-a plăcut ceva de la Guinness? Am primit odată printr-o, nu știu, în ce bază de date eram la o agenție din asta, au avut eu o activare, o din asta, și m-a sunat că care e adresa mea, că am un pachet de la Guinness. Și eram bine, frate, uite. Și un six-pack de bere și un, nu știu ce, niște pliante, afișe cu campania morților și un hanorac care șmecher. Dar le-am primit și ce era să fac acum? Uite că am primit astea. Mulțumesc frumos, Guinness. Le-am luat și le-am băut. Nu era ca și cum eram implicat eu în campanie că... Păi nu, mă, dacă ți-au trimis noi trimis asta. Mea. Se bazează pe prea mult. Adică mă vând mai scump de atât. Nu vreau să fiu... curva marketingului care orice îmi trimiți, hai să umple netul, că uite ce mi-au trimis așa, ce drăguț. Dar nu să bă, lasă-o mă morții ei, că nu să umpli netul, dar ai primit un hanorac, niște beri, faci un story, mersi Guinness România sau morții măsii. Bă, am zis, mersi lui fata aia de la curierat. Bă, mersi frumos. Era și îmbrăcată în, piele. Era trimisă... De Guinness. Aia, da, trimisă deghizată în activatoare bere. de la Guinness, da. Bună. Nice. Da. Bun. Mi se pare foarte greu să fii promoter. Aia mi se pare că este one of the most underrated jobs. A fost și surme. În supermarket? Din ese, da, în supermarket, care se chinuie și sunt bracă și stau acolo și învață o procedură și încearcă să fie drăguțe și corect. Și vin tot fel de țăra în Melteni. Din aia cu nu vrei cașcaval? Da. Dar n-am eu destul. Mai dăm și mie, dă-mi și mie. Ce nice. Vindeți aici? E nu gratis. Vă supărați. Ce pastă de dinți folosiți? Chiar cred că a fost la un moment dat la pastă de dinți. La pastă de dinți, pastă da? De dinți. Parcă a prins și niște chipsuri într-un timp. Era bătaie mare pe chipsuri? Era mai... Nu știu cum erau repartizate. Dar tot fel de probleme din astea. Că pauze de 15 minute aveau, n-aveau voie. Foarte multe probleme și în promoții. Cureaua peste... Dacă... Stau prin spate și te supraveghează. Da, că dacă te verifică nu, să nu furi pungile de samples. Adică cine fuge cu pungi mici de chipsuri? De câte 3 chipsuri? Bă. Când chipsurile sunt 5 lei. Bine, că astea când ești în supermarket e altă chestie, dar când ești trimis cu sample-uri din astea să te duci într-un cămin de studenți, de exemplu, ăia stăteau așa o oră și după aia restul le vindeau pe 5 lei la magazinul de lângă. Da? N-aveam, dar și Alex povestea, Ionita. Că la fel făcuse promoție la Lipton și două boxuri le-a dat pe unde avea de dat și restul le-a dus la magazinul de la colț și le-a vândut, a făcut combinație cu tantea aia. Asta, mă întreb câți oameni fac pușcărie în situația asta, că e efectiv incredibil de grav. Nu, cred că cum nu, mă? N-ai cum tu să vinzi în magazinul tău marfă care nu aparține, care nu e înregistrată. Asta, da, dar... Și nici o niță să vândă. Asta zic, că mi se pare problema mai mare a lui de la magazin, nu? Dar e problema băbuțelor care vând pătrunjel la pătrunjel. Piață. De ce ți se pare că, lasă domne, dar pentru că n-a făcut încă Dragnea pușcărie, nici Alex Ionță n-are ce să pățească. Nu zic că e etic sau e legal sau e ok. Doar că nu cred că e destul de mare problema încât să se facă pușcărie, că ai zis tu câți oameni își fac. Da, ok, de pușcărie normal că am exagerat. Bă, s-ar putea ca aia cu magazinul
Eu aveam pe... Bine, pe principiu ăsta niciun magazin, nicio comună n-ar mai fi deschis vreodată. Mătușa mea lucra într-un magazin în Huș și primea căcaturile astea, promoții, boxuri de covrigei care veneau la, dacă îți luai un pet de 2 litri de nu știu ce, veneau cu o pungă de covrigei sau la un pachet de cibo veneau cu două căști, două cești sau ceva. Nu primea nimeni nimic, îți dai seama. Am acasă o vitrină plină cu Jacobs de la promoții, de la... Le aducea, își făcea seturile și le făcea cadou. Nu era. Au mingi de n-alea cu Omo. Am avut vreo 10, probabil. Oh my God, da, Jesus Christ. Mingi. Așa de funcționează, mă, asta e problema. E de la sărăcie. Da. The little man trebuie să se descurce cum poate. Da, mă, cunoșteam pe cineva care a făcut promoție la Nescafe, o tipă, și înainte să aibă voie să se apuce de promoție, dimineața venea supervisorul și verifica toate că primeai niște cartonașe pe care să le răzui, să vezi dacă ai câștigat la modul și niște premii 1000 de lei, 2000, 5000 de lei, știi? Mm-hmm. Și venea aia mâncață, dacă nu stătea la bec cu toate. A, puteai să faci asta? Da. Verifica să fie... Da, păi, deci ea nu putea să iasă pe sală să înceapă campania până nu venea șefa să verifice să nu care cumva. Și le împărțeau între ei sau ce? Bă, nu, că... Sau le lua șefa direct? Eu cred că era îngrijorător că nici șefa nu prea găsea nimic. Adică cred că și, de mai de, și mai de sus se întâmpla asta. Da, așa fac oamenii, mă. Da, e ca înțeapă reală. Pe promoții. Ce se întâmplă? Terminăm acum, pentru că eu trebuie să ajung acasă. Da. Am doi bișoni la mine foarte adorabili și trebuie să-i plimb. Vorbesc foarte serios. Și cum dorm cu Emitran, faci așa? Da, da, bă, mă, fuck, e nebunit. Am văzut un story pe Deana și erai extraordinar. Care povestea bișonilor? Cum au ajuns la tine? Să ai unei prieteni de Ani care a mers, a plecat într-o drumeție. Și tu te simțeai un pic low și ai zis, poți să mi-l lași mie? Bă, nu. Ana, să snuggle cu el. Da, sunt foarte nice. Și cred, ne-au dat o senzație foarte... Deci avem de ieri dimineață de la 7. Vrei să spui că o să ai un copil? De la 7, da. De ieri dimineață de la 7 dimineața avem. Și bă, ieri am dormit până la 12. După la 4 m-am culcat iar. Deci am avut practic doar 4 ore de snucăr. dar serios, efectiv, pentru că stăteau așa în pat leșinate într-una, încât și eu eram, nu mă duceți-vă dracu, că-mi faceți și mie poftă. Și am stat așa, așa, și zăcând. Și stă cu căței în pat, da, zi, da, ce da, drăguț. Da, nu, chiar foarte nice. Dar consider totuși că n-aș, vreau foarte tare un cățel, dar fac, ce frică mie, că mi se pare că n-am suficientă grijă, așa. A, te lasă să ai în apartament. Te lasă proprietarea. Nu am întrebat. Bravo, tată. Pâine nu mă lasă ăștia. Și suferi de ridicul. Mi-au scris în contract. E singurul lucru trecut cu Bold din contractul de închiriere. De ce suferi? Ai avut animal? Nu, îmi doresc super mult. Și Boxela la fel. Este amândoi. Vrem cățel. Ce cățel ați vrea? Eu aș vrea ceva mai țapăn, mai un mastiff, un ceva... A, ceva un cu mare, capul adică? Pătrat. Da, mai mediu, așa, da, din pitbull cu capul pătrat. Mai mediu dacă care te bate, nu te mușcă. Da, da. Sau, în zona aia. Sau un labrador. Classic. Da, dar labradorul... Ca să fie ceva fresh. Și e mare, nu e mare pentru un apartament? Da, în mintea mea, nu știu. E tot... Medium size. Asta sau o Winnie Dog? Mi-ar plăcea mie pentru sufletul meu să mă plimb, să vin la comics cu un Winnie Dog. Că l-aș învăța să nu latre și să-l bag în ceva, într-un ghiozdan. Sau să-i pun o mantie și să alerge pe scenă înainte să vin eu. Asta să fie mai cum vine Eliza cu cățelul ei și eu cu șoricarul. Eu urmăresc un cont de Instagram, se cheamă Stand the Dog, parcă. Care e un câine de... Din ăla mi-ar plăcea și mie. Stan the Hot Dog. Uite ăsta. Din ăsta mi-ar plăcea. Da, eu mă gândeam la... Da, e foarte nice. Eu la Great Dane mă gândeam. Îl știți? Da, am văzut unul. Este impecabil. Da, e imens, frate. Da. Am văzut unul e, chiar... E mai... E, cred că până aici e... Scooby-Doo era Great Dane. Da. Curte. Da, la chiar trebuie curte. Chiar trebuie curte. În mintea mea toți câinii, la toți câinile trebuie curte. În afară în ăștia care îți dependenți de omul de lângă ei neapărat. Pitici. De la morții lui. Yeah. Șmecher. Da, la nivelul, aici, la nivelul ăsta da, vorbim. Bine. Efectiv. Și parcă sunt și royal așa și fancy. Da. Au așa. Da, nu, au așa. O postură mai bună decât avem noi. Mor destul de repede de la cât de înalt sunt, le cam bubuie. Da, Ghiță Mureșan așa. Am văzut cel mai mare om pe care l-am văzut de când stau în București, probabil de 9 ani, am văzut un băiat de probabil avea 2-15 și 18 ani, cred că, după cum. Dar mare, mă uitam la el printre oameni și
nu părea real. Da. Mă uitam la toți oamenii, bă, cum, cât de mici poate să fie oameni de pe lângă el, și pe aia când m-am dus lângă el, m-am uit, nu se întâmplă să mă uit în sus. Oameni înalți pe lângă mine, zic 2 metri de obicei, ce mai întâlnesc. Dar asta era incredibil de mare. Era ca ăia din Game of Thrones, ca uriașa aia. Și aveau față de... Să se mute în Suedia. Nu? În zona asta. Sunt super înalți. Că-s mai mari? A. Mă gândeam că după fața lui părea foarte agresat cumva, de părea bullied. Era foarte timid așa și păi sperios normal, și se uita eu, la eu oameni. Oribil, mi-aș rompare la toată lumea se uita la el, toată lumea se... Am vrut și eu retard, am vrut să-i fac o poză, dar am rezistat. Foarte mi-a venit bine. Să-i fac o poză când l-am văzut. Dar cumva mi se pare fantastic că la oamenii foarte înalți, care în general par așa, știi, mai multă putere, mai dacă îți fute una te doboară, sunt mult mai timizi decât oamenii foarte scunzi. Mi se pare că ia mult mai ai dracu și mai înfipți în condițiile în care... Știi? Să zicem că 1.85 e media, unul de 1.65 e la fel de idiot, e mult mai idiot și mai cu încredere decât unul de 2.05. Nu 2.05, când la 2.05 cred că ești ok. Mă rog, de-a înțeles ce vreau să zic. Dar cumva e... Că ăștia mai mici compensează prin agresivitate. Da. În condițiile în care ea mare ar fi de... Fac pula mare. Da. Hai bă, să terminăm acest podcast pentru că v-am zis, am cățele. 3. Am cățele, care e noua parolă la contul nostru de Instagram. Am cățele 3. Multă sănătate. Dați subscribe dacă n-ați făcut-o încă. Like. Să intrați pe grupul de Facebook, pe care l-avem și o să mai postăm și noi chestii. Poate. Niște spread-uri, niște lucruri. Și Patreon. Avem și Patreon și nu uitați că puteți să vedeți acolo, de exemplu, intro-ul de la podcastul precedent, primele 10 duble care nu au trecut de filtrul internetului. Și cam atât, nu? Da, și o să mai punem lucruri. Și urmează, nu știu, zic. Nu știu, zic, urmează, nu știu, zic. Vedem unde urmează, nu știm încă unde îl postăm, pe Patreon sau public sau unde, dacă e public. Dar o să anunțăm, cred că pe grupul de Facebook. Da, aia o să avem primii. Mulțumim, bye.